Tradiția de a ține cloști pe lângă casă devine de domeniul trecutului la moldoveni. Tot mai multe gospodine din raionul Căușeni renunță să obțină pui pe calea naturală, optând pentru incubatoare. Totuși, sunt și femei care afirmă că puii de cloșcă sunt mai căliți, mai sănătoși și mai rezistenți. Șoarechii mici și le-am făcut crupșoară și le dăm crupșoară. Și chemăm. Această femeie din satul Lopaci spune că de ani buni preferă să obțină primăvara puii de la cloșcă. Am 11 aghe, asta e prima. Anul ăsta sperăm să avem mai multe. Am oprit mai multe șoare ca să putem să avem un venit mai bun, o leacă de la dânși, că ei, cu cloșca ei sunt altfel și ei cresc altfel și ei sunt mai sănătoși. Cu incubatorul eu am avut, eu m-am folosit cu dânsul, numai ca să-i cresc mai degrabă, adică să-i scot până ca cloștile, dar așa de obștie, nu-mi trebuie mie. Femeia susține că an de an are cel puțin 3 cloști. Cuibarul pentru acestea trebuie așezat în semi-întuneric, într-un loc răcoros și plasat în așa fel încât cloșca să nu fie deranjată de nimeni. Pasărea trebuie bine hrănită și adaptată. De obicei, cloșca părăsește cuibul doar o dată sau de două ori în decurs de 24 de ore ca să se hrănească, să bea apă. Ouăle sunt cloșca de găină, stau 3 săptămâni, adică 21 de zile. Ele, la 22, dăm gata. El înșepa scoate. După ei înșepa șucni, ouă sfărâm, puiul iese și asta e tot. Mama are grijă de dânsii, cum are o mamă de copii, așa și mama cloșcă de puiul ei. În același timp, femeia susține că a crește pui nu este deloc greu, cel mai important factor fiind grija față de cloșcă. Eu cu dânsele targini mă sunt și în orice caz îmi place. Trebuie să aibă mâncare, să-i schimbi tot vremea ca să nu și ud sub dânsa dacă nu e posibilitate ca afară să stăi. Dar așa în deopște, nu-i tare greu. Asta e tare ușor. Ea are grijă de pui, tu prost ai grijă de dânsa. Și gata. Înainte de a pune sub cloșcă ouăle, acestea trebuie verificate și alese după anumite criterii. Astfel, ouăle pentru incubație, spre deosebire de cele pentru consum, trebuie să fie fecundate. De aceea, trebuie să fiți siguri că găinile au fost crescute împreună cu masculii într-un raport de aproximativ un cocoș pentru 10-12 găini. În primele 2-3 zile, cloșca trebuie verificată punând sub ea un ou vechi pentru probă.